faceți? După cum știți, luni 10 septembrie a însemnat un nou eveniment din seria Fotografom, ediția 4 de data asta, cu această frumusețe de lângă mine, cu Cristina One. Hello, hello. Știu că pare ciudat, să știți că ea e foarte înaltă, iar eu sunt 1,50 m. Rog regizorul să... M-am cățărat. Dar, na, asta este ca să încerc măcar să ajung așa, din punctul de vedere la nivel tot, ca să n-avem cum. Spune-ne cum a fost evenimentul de azi. Din punctul meu de vedere, da. Foarte mare emoție la început. Așa. Adică eu am foarte mare emoție la început. Și apoi m-am relaxat și sper eu că a fost bine. Și... Eu sper că glumele mele sunt cele care m-au destins. Da, bine. Da. Ai fost un punct de sprijin foarte bun. M-am bucurat foarte tare. Pentru cei care nu au fost astăzi în sală, mă gândeam așa, să povestim un pic care au fost concluziile noastre legate de sfaturile pe care le avem pentru fotografii începători. Aveam vreo 2-3 idei așa, în mai. Să caute foarte mult, ok, să exploreze foarte mult, să-și pună un portofoliu la punct, da. Care, pe care să-l dezvolte, să-l dezvolte ulterior, pas cu pas. Să caute efectiv pe fiecare, cu fiecare fotografie pe care o fac, sau fiecare ședință, sau fiecare proiect, să dea cei mai buni din, să-și întreacă practic limitele. Așa, așa cum spuneai tu, să nu ajungă niciodată la un post. Exact, să nu ajungă niciodată la un post. Cine ar fi crezut vreodată că o să cităm efectiv, gata, o să țin minte citatul ăsta și să spun de fiată că este de la tine. Deci ți-a plăcut interacțiunea cu mine. Da, au fost întrebări. Îți dai seama că ai avut în sală 55 de persoane? Da, mi-am făcut aminte. Ce emoții am avut. Nu i-am numărat și... Eu, da, la un moment dat, da, eram foarte curioasă. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit în condițiile în care apară... Eu mulțumesc. Chiar aici, în Piața Victoriei, era un protest și am avut evenimente chiar din domeniul fotografiei astăzi. Îți mulțumesc foarte, și eu mulțumesc, Sabina. Adică, gata, mi-am gândit. Da. Și aveți, aveți grijă de voi. Ne revedem, așa cum am spus în sală, ne revedem pe 8 octombrie aici. Invitatul este încă surpriză, așa cum știți deja. Și gata, hai să vedem. Bye și ne vedem mâine!